Krishna Sindhu. Doritam mult, mi-a spus cine cred. Să ne întâlnim, să împărtășim cu voi, a dragostei prăjitură de granit, necontenit să curgă în șurubul. Și am dorit să curgă valul, valul, să nu-i oprească nimeni în palei curs, precum un râu ce bani să desfăr, să vadă toți iubirea lui Iisus. Iubirea lui ce ne-a unit de-a curului în Sfântul Legământ de la Cerul. Și vom rămâne veșnic în iubire, statornici și iubindu-ne de ajuns. Căci cântarea depărtării se cântă mai plăcut când vine legată în jertfa și dragostea de sus. Căci ce-a legat odată iubirea lui Hristos, nu-ți depărtări să o rupă, ea arde neîndoios. De ce azi vă spunem Hristos, fie slăvit, la sărbătoarea noastră, cu bine. Fraților și surorilor, slăviți să fie Domnul! Nu avem cuvinte să-i mulțumim lui Dumnezeu și nu știm cum am putea mai frumos și mai plăcut să-i mulțumim lui și să spunem din toată inima noastră un evenție. Căci ne-a ajutat și am ajuns până aici. Așa, după cum vedeți, va fi și în spate unde era scris adunare la 20 de ani. Privind în urmă, am vrea fiecare din noi să ne cercetăm. Cei care am făcut 20 de ani în adunarea din Roma. Și am vrea să vedem părântul nostru aici. Iată-ne pe mila și ajutorul lui Dumnezeu, suntem adunați în întrebământ atât de binecuvântat. Iar tema adunării noștri, așa cum vedeți, este cu Domnul spre Golgota. Am vrea ca în ziua de astăzi să călătorim împreună pe urmele Domnului Iisus. Să călătorim împreună spre Golgota. N-am vrea ca astăzi în mijlocul nostru să fie altceva, alt subiect de discuție între noi, ci doar jertfa Domnului Iisus. Drumul pe care l-a străbătut spre Golgota. Și am vrea ca împreună să urcăm tot mai sus, împreună cu noi. În Evanghelia Sfântului Evanghelistului Luca, în capitolul 23, de unde începe ca Sfântul Evanghelist să ne relateze răspândirea Domnului Iisus, am vrea să ne imaginăm înaintea ochilor noștri tot acolo. Pe de o parte, cei care au cerut răstignirea Domnului Iisus. În primul rând și în prima ipostază găsim Sinedriul. În altra curte de judecată care judeca procesul Domnului Iisus. Apoi îl găsim pe Pilat, cel care a făcut hotărârea de judecată. Apoi împăratul Irod,
cea mai înfierbântată și mai pornită era gloata. Gloata care a cerut într-un cor răstignirea Domnului Iisus. Acea gloată care cu câteva zile înainte ovaționa intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Și această gloată care este atățată împotriva Domnului Iisus devine atât de ulicioasă, atât de multă ură în sufletul lor și cere răstignirea Domnului Iisus. Iar de cealaltă parte, în primul rând, aș vrea să aduc în fața frăților voastre păsindu-l din cer. Omul care a fost pus să ducă crucea Domnului Iisus. Și am vrea și noi astăzi, fraților și surorilor, să călătorim împreună cu El spre Golgota și să ne luăm crucea în spate. Cine vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea lui în fiecare zi și să mă urmeze pe mine. Apoi, cele care au fost foarte credincioase Domnului Iisus, a fost Sfintele Femei, care l-au urmărit îndeaproape și l-au urmat pe Domnul Iisus, tânguindu-se și plângând de durerea care le-a dat în inimă. Iar un loc mai aparte în acest tablou am vrea să privim tâlharul și de-a dreapta de Domnul Iisus. Sfântul Ioan Gură de Aur spune undeva despre tâlharul nu și-a uitat meseria lui nici pe cruce. I-a furat mântuirea Domnului Iisus în ultima clipă a vieții lui. Doamne, pomenește-mă pe Tine când vei veni. Pomenește-mă pe mine când vei veni în Împărăția Ta. Ce lucru primat. Mântuirea o poți pierde într-o clipă, dar o poți câștiga într-o clipă. Depinde de fiecare dintre noi lucrul acesta. Să-L primim pe Domnul sau să-L respingem pe Domnul. După răstignire, când a văzut unul din sutașul care îl păzea la picioarele crucii, a zis cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și am vrea în ziua de astăzi fiecare dintre noi să ne cercetăm și să vedem în care parte, în care tablou ne reprezentăm. Nu ce spunem noi că suntem de-a dreapta sau la stânga. Să ne cercetăm cu smerenie în inima noastră pe fiecare și să vedem în care parte suntem noi. Ne bucurăm atât de mult că și la 20 de ani de adunare în Roma suntem împreună cu toți adunați în locul acesta. Privesc în sală și văd multe fețe care cu ani în urmă erau împreună aici la adunare în Roma. Și am avut atâtea prilejuri binecuvântate în toate locurile prin care ne-a purtat Dumnezeu prin țara aceasta. Și așa după cum s-a spus și aseară, nu este merit al nostru. Ceea ce ne-a ținut a fost rugăciunile părinților noștri. Care de fiecare dată ne-au cerut de la Dumnezeu prin rugăciune. Ca să ne poată însoți rugăciunea lor prin locurile acestea de contact.
și ne bucurăm astăzi și mulțumim de toată inima lui Dumnezeu pentru mama lui Comunitate. Mulțumim pentru oaspeții care au venit la noi. Dorim să le arătăm din toată inima noastră prețuirea și iubirea noastră. De aceea am dorit ca astăzi să mergem împreună, așa după cum am spus, spre Golgota. Adunarea noastră va fi în jur până la 8:30, când se va încheia. Rugăm toți frații care vor alua un cuvânt aici, vor fi anunțați, fiecare va ști, pentru ca totul să decurgă frumos și cu rânduia de la surorile tinere care au o poezie maternă, să îndrăznească fiecare fie este loc, iar pe noi să ne ajute Dumnezeu ca în smerenie să binecuvinteze ascultarea noastră, căci este foarte important lucrul acesta. Dacă acolo fiecare unde suntem, în locul nostru, în marca noastră, să însoțim în rugăciune și în cuget curat, pe cei care ne vor spune un cuvânt, vor cânta o cântare, vor spune o poezie. Domnul să ne binecuvinteze, eu rămân la aceste cuvinte și dorim ca adunarea noastră de astăzi, întâlnirea noastră, să fie o ofrandă binecuvântată înaintea lui Dumnezeu. Ca Domnul să privească cu plăcere întâlnirea noastră și mulțumirea noastră pe care o aducem cu Lui. Domnul să ne ajute să ne însoțească, slăviți să fie Domnul Dumnezeu.